eu pururea te voi lăuda. Amin. Să ne plecăm. Haideți să cântăm cu toți spre slava Domnului și apoi fratele Aurel Muncaciu va duce un cuvânt și ne vom ruga din nou. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu mulțumire în casa Lui. Această zi a Domnului, deci să ne bucurăm în ea, cântând glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, căci El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit căci El m-a mântuit. O seară
Laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Oseana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. O, binecuvânta pe Domnul toată vremea. Voi binecuvânta pe Domnul toată vremea. Oseana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Oseana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Mare Dumnezeu avem, mare Dumnezeu avem. Îngeri în lumină, lui se închină, mare Dumnezeu avem. Oseana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Oseana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Spunea așa de frumos cântarea: mare Dumnezeu avem, îngerii se închină în fața acestui mare Dumnezeu, cei 24 de bătrâni se închină înaintea lui Dumnezeu și noi în dimineața aceasta vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu care ne-a salvat, este un Dumnezeu care ne-a mântuit și este un Dumnezeu care vrea să ne asculte în dimineața aceasta rugăciunea și să fie cu noi aici la închinare prin prezența Duhului Sfânt, glorie și mărire lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere, ne-a mai dat încă o zi frumoasă, o zi de primăvară și suntem aici în casa lui, glorie și mărire lui Dumnezeu. Dumnezeu merită binecuvântat, indiferent de problemele prin care trecem, indiferent de necazurile pe care le avem, Dumnezeu merită înălțat. Și omul lui Dumnezeu vine și scrie în psalmul acesta experiența lui, trăirile lui pe care le-a avut aici pe pământ și ne-a lăsat scris nou un psalm pentru îmbărbătarea noastră, pentru încurajarea noastră și începea cuvântul lui Dumnezeu și spunea: te înalți, Doamne, că-și m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine, glorie și mărire lui Dumnezeu. Și împreună cu omul acesta, împreună cu David, vrem să înălțăm și noi numele Domnului, vrem să ridicăm și noi numele Domnului și vrem să binecuvântăm numele Domnului. Te înalți, Doamne, că m-ai ridicat. Și poate în perioada aceea erau împărați, erau domnitori care înălțau alți dumnezei, dar omul acesta a ales să înalțe numele Domnului, a ales să înalțe numele Dumnezeului adevărat, glorie și mărie lui Dumnezeu, și a recunoscut că mai presus de regatul lui, de coroana lui, de împărăția lui, domnește un alt împărat și numele lui este Dumnezeu, mărire și laudă lui Dumnezeu. Te înalți, Doamne, că-și m-ai ridicat și n-ai lăsat, cu alte cuvinte, n-ai îngăduit, m-ai ferit de vrăjmașii mei ca să se bucure de mine. Și omul acesta a avut și el eșecuri în viață, a avut și el de multe ori necazuri în viață, și totuși a recunoscut și a spus: te înalți, Doamne, că într-o zi ți-a întins mâna după mine și m-ai ridicat. Și în momentul în care a greșit, în momentul în care a păcătuit, n-a uitat că la Domnul sunt resurse de îndurare, n-a uitat că prin rugăciune poate din nou să aibă o relație cu Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se poate coborâ din nou peste viața lui. Și în momentul în care, mi-aduc aminte, a făcut numărătoarea poporului și a greșit, a venit văzătorul Gad în fața lui și a pus din partea lui Dumnezeu trei nenorociri și spunea omul acesta: trebuie să alegi una dintre ele, foamete, ciumă
sau să fugi din fața dușmanului tău, din fața vrăjmașului tău. Și omul acesta se uită în fața văzătorului și ia o decizie și spune: mai bine să cad în mâinile lui Dumnezeu, căci îndurările Domnului sunt nemărginite, decât să cadă în mâinile oamenilor. Și omul acesta a ales să cadă în grația lui Dumnezeu și spunea tot omul acesta aici în versetul 5: cântați Domnului voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața, glorie și mărie lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul acesta a recunoscut: da, pentru păcatul meu are consecințe în viața mea și păcatul acesta trebuie să mă coste, dar eu știu un lucru, că îndurările Domnului sunt nemărginite, glorie și mărie lui Dumnezeu. Eu știu că chiar dacă am să cad în mâna lui Dumnezeu, mâna Lui e plină de dragoste și de îndurare și într-o zi mă va ridica, glorie și mărie lui Dumnezeu. Eu cred că mâna aceasta ne-a ridicat pe fiecare. Poate ai 50 ani pe calea credinței și poate ai avut suișuri și coborâșuri, poate ai avut zile bune sau mai puțin bune, dar eu cred că în dimineața aceasta poți să înalți numele Domnului și poți să recunoști că într-o zi brațul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu te-a ridicat, glorie și mărie lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de omul lui Dumnezeu, de Ioan Botezătorul, care îl vede prima dată pe Iisus Hristos și vine și declară și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, glorie și mărie lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a ridicat păcatul lumii, a ridicat păcatul meu și păcatul tău. Și în dimineața aceasta Dumnezeu merită înălțat, Dumnezeu merită binecuvântat. Și așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 40, m-a scos din groapa pihirii, din fundul mocirlii și mi-a pus picioarele pe stâncă, Dumnezeu să fie binecuvântat, Dumnezeu să fie înălțat în dimineața aceasta și prin cântare și prin rugăciune. Și vine omul lui Dumnezeu și continuă versetul 3 și spune: Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Și iată că omul acesta era gata să cadă în groapă, era gata să fie pierdut pentru totdeauna și vine și declară: Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul. Doamne, Tu ai intervenit la momentul și la locul potrivit. Vreau să vă spun că Dumnezeu e Dumnezeu autotputernic, e suveran și nu scapă niciodată lucrurile de sub control și intervine în viața omului care se pocăiește când cere lucrul acesta și crede lucrul acesta și Dumnezeu intervine. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul. O, de câte ori am avut nevoie ca Dumnezeu să ne ridice, o, de câte ori am trecut prin pericole și Dumnezeu și-a arătat intervenția Lui și Dumnezeu ne-a atins cu mâna Lui și mâna Lui peste noi a fost ca un scut. Pentru aceasta Dumnezeu merită binecuvântat, pentru aceasta Dumnezeu merită slăvit. Poate treci prin clipe grele, poate treci prin suferință. Vreau să spun în dimineața aceasta că avem slujitori buni, avem păstori buni. Oamenii aceștia ne vor susține până la un anumit punct. Avem familii, avem soții care pot să ne susțină până la un anumit moment și la un anumit punct. Dar vreau să vă spun că vor fi situații dificile în viața noastră când avem nevoie de Dumnezeu. Poate ai fost în spital și ai fost internat și poate te-a vizitat cineva toată ziua și poate ți-a trecut mai ușor ziua aceea. Dar a venit seara când ai fost doar tu și Dumnezeu în salonul acela și ai avut nevoie ca Dumnezeu să fie prezent acolo și ai cerut protecția lui Dumnezeu peste tine, l-ai cerut pe Dumnezeu în ajutor și Dumnezeu a fost cu tine acolo. Pentru că așa spune cuvântul, Dumnezeu este un adăpost și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi, glorie și mărie lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne lasă, prietenii vor fi cu noi până la un anumit moment, dar Dumnezeu va fi cu noi până la capăt, glorie și mărie lui Dumnezeu. Pentru aceasta David îl lăuda pe Dumnezeu, pentru aceasta David îl preamăra pe Dumnezeu și spunea: Doamne, Tu m-ai ridicat. Și mi-aduc aminte de cuvântul care spune: chiar dacă trebuie să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Chiar va fi în viața noastră de multe ori momentul acesta să trecem prin valea umbrei morții,
Pentru că așa e pe pământul acesta, așa spunea Domnul Iisus, în lume vom avea necazuri, dar îndrăzniți la mine că eu am biruit lumea, glorie și mărie lui Dumnezeu. Asta e încurajarea din partea lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta, să îndrăznim la El, că El a biruit lumea. Poate te-ai întors la Domnul și ai crezut că pe calea pocăinței nu vor fi ispite, vor fi doar binecuvântări și flori. Și încep să vezi că nu-i chiar așa, încep să vezi că ești și încercat, încep să vezi că ai și probleme, ai și suferințe. Dar vreau să spun în dimineața aceasta că în toate acestea Hristos e cu noi, în toate acestea Dumnezeu e cu noi, glorie și mărire lui Dumnezeu. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, cântați Domnului, voi ce iubiți de El, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Și spunea în versetul 6, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătinea niciodată. M-am gândit la cuvântul acesta și parcă cuvântul acesta de multe ori și greșeala aceasta o facem și noi. Omul acesta lui Dumnezeu se uită în jurul lui, se uită la situația lui, poate se uită la stabilitatea din țară, se uită la propășirea lui spirituală și materială, se uită la pacea din țară, se uită la granițele țării și spune, Doamne, îți mulțumesc că am pace, sunt bine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Și în momentul acela, David s-a clătinat, David a avut eșecuri în viață, a avut păcate de care Dumnezeu l-a iertat, dar a trebuit să plătească prețul pentru lucrul acesta. De multe ori facem și noi greșeala aceasta, dar vreau să vă spun în dimineața aceasta, că pe calea credinței nu pot să fie niciodată momente de relaxare. De aceea spunea Mântuitorul, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă și Dumnezeu să ne ajute să veghem în tot timpul. Pentru că de multe ori, așa cum a căzut David, putem să cădem și noi. Doamne, trezește-ne în dimineața aceasta și dă-ne lumină să prețuim fiecare moment pe care îl avem și fiecare zi să o trăim pentru Dumnezeu. Și momentul acela spunea cuvântul lui Dumnezeu aici, Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața de mine și m-am tulburat. Iată că omul acesta ajunge într-un moment critic în viața lui și spune, Ți-ai ascuns fața de mine. Și mi-am pus întrebarea, să fie așa? Oare Dumnezeu își ascunde fața de noi? Oare ce-o fi simțit David când a declarat că Dumnezeu și-a ascuns fața de el? Vreau să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu nu își ascunde fața de noi. Dumnezeu nu se depărtează de noi. Dumnezeu nu își ia ochii de pe noi. Noi ne luăm ochii de la Dumnezeu și avem momente în viață când nu mai privim la Dumnezeu. Pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică pe Dumnezeu să vă asculte. De multe ori păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt, 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 e trei ori sfânt. Și păcatul și zidul stră între noi și Dumnezeu. Noi ne ascundem de Dumnezeu și fugim. Dumnezeu e tot la locul Lui. Dumnezeu privește cu ochi de milă și îndurare în dimineața aceasta peste noi, peste poporul Lui, peste biserica Lui, peste fiii rătăcitori și-o vrea să-i cheme acasă. Dumnezeu ne vorbește încă în dragoste. Glorie și mărie Lui Dumnezeu. Ochii Lui Dumnezeu sunt încă îndreptați spre noi. Unde sunt ochii noștri îndreptați în dimineața aceasta? Ne mai uităm noi spre Dumnezeu sau ne ascundem de Dumnezeu? Doamne, vrem să vedem fața Ta în dimineața aceasta și fața lui Dumnezeu să strălucească peste noi. Adam și Eva au păcătuit și au călcat porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu venea să vorbească cu ei în fiecare dimineață. Și în momentul în care Adam a păcătuit, Dumnezeu a văzut. Și n-a venit în grădină să spună, uite ce-i Adame, ai păcătuit, te izolezi undeva. Dumnezeu a venit să vorbească cu Adam și a spus, Adame, unde ești? Ochii lui Dumnezeu a privit peste familia aceasta, dar ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, Adam, m-am ascuns fiindcă sunt gol. Păcatul te ascunde de fața lui Dumnezeu. Doamne, dimineața aceasta vrem ca ce zi să fie luat și sângele lui Hristos să ne spele de orice păcat, pentru că Iisus încă mai are haină de mijlocitor. El încă ne mai poate ierta și curăți, glorie și mărie lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu încă sunt îndreptați spre noi. Doamne, ajută-ne și noi să privim spre Tine și să credem în promisiunile lui Dumnezeu. Vine cuvântul lui Dumnezeu aici și cu aceasta aș dori să închei și să ne rugăm. Omul lui Dumnezeu a înțeles
că chiar dacă e păcătos, chiar dacă a avut suișuri și coborâșuri în viață, cel mai corect lucru pe care poate să-l facă înaintea lui Dumnezeu este rugăciunea. Și vreau să vă spun că un om, oricât e păcătos, câtă vreme stă de vorbă cu Dumnezeu și se roagă, niciodată nu poate să fie înfrânt, că Dumnezeu dă șanse omului să se pocăiască. Și omul acesta vine și are o conversație cu Dumnezeu și spune în versetul 9, ce vei câștiga dacă vei vărsa sângele și mă vei pogorâ în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Și omul acesta intră în starea de rugăciune cu Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu și îl înduplecă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e bun, e îndurător, dar e și un foc mistuitor. Și în dimineața aceasta Dumnezeu e dragoste, e îndurare, pentru că ai ajuns în locul acesta și mai poți încă să cer că harul lui Dumnezeu să fie peste tine. David a venit înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, am făcut atâtea, Doamne, sunt împărat, te slujesc. Și n-a scos în evidență faptele lui, nu. Și David și-a văzut păcatul, și-a văzut ticăloșia și-a apelat la harul lui Dumnezeu, glorie și mărie lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu în dimineața aceasta e peste biserica lui. Harul lui Dumnezeu e în dreptul tău. Doar trebuie să chemi îndurarea lui Dumnezeu peste tine și să te pocăiești și Dumnezeu să ne ajute. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, vine răspuns din partea lui Dumnezeu. Că așa e Dumnezeu, un Dumnezeu care ascultă. Chiar dacă de multe ori nu o face când vrem noi, Dumnezeu are timpul lui și spune, și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie și mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Iată că Dumnezeu face transformarea aceasta în viața acestui om și dintr-un om care a avut o viață zbuciumată, dintr-un om cu un suflet chinuit, Dumnezeu aduce eliberarea, glorie și mărie lui Dumnezeu și Dumnezeu schimbă starea lui de păcătos și spune, mi-ai prefăcut tânguirile în bucurie. Eu cred că în dimineața aceasta Dumnezeu poate să schimbe întristarea în bucurie. Și așa cum spune cântarea, Domnul, Domnul, e tăria mea, El poate să schimbe întristarea în bucurie, glorie și mărie lui Dumnezeu. El poate să schimbe lacrima în bucurie. Și chiar dacă în dimineața aceasta vei avea lacrimi de căință, Dumnezeu are putere să lucre la interiorul tău. Dumnezeu are putere să dea liniște sufletului tău, glorie și mărie lui Dumnezeu. Și vine omul lui Dumnezeu și declară și spune, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. În dimineața aceasta, poate ai probleme, ai necazuri și ai venit la biserică întristat în casa lui Dumnezeu. Și poate stai mut și poate ai luat decizia să te mâni pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i devină niciodată, pentru că El e suveran, El e atotputernic, El e plin de dragoste, problema e la noi. Haideți în dimineața aceasta, acea zi care ne desparte de multe ori de Dumnezeu, și să luăm și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ierte pe toți, ca Dumnezeu să ne elibereze pe toți, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Iată că Dumnezeu a făcut din David un cântăreț. Poți să cânți în rugăciune, poți să te rogi în rugăciune, poți să slăvești numele lui Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu să ne ajute dimineața aceasta. Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă sunt ziduri și dacă ochiul nostru nu mai privește spre Dumnezeu, în dimineața aceasta să spunem, Doamne, suntem aici, vrem ca iertarea Ta să vină peste toți. Poate ai făcut un păcat și te-a văzut un frate, te-a văzut mama ta, te-a văzut tatăl tău și te-au condamnat. În dimineața aceasta vreau să spun ceva. Iisus Hristos a fost condamnat pentru noi toți și a fost dus la moarte și a murit pentru fiecare. El e în stare să iei păcatul tău și păcatul meu. El e în stare să schimbe întristarea în bucurie. Haideți să ne rugăm și să nu ne grăbim și Dumnezeu să ne binecuvinteze.
să ocupăm locurile. Frații mei, suntem în casa de rugăciune. Haideți să ne reculegem, poate s-a schimbat ceasul, dar eu cred că Dumnezeu nu s-a schimbat. Parcă este așa o apăsare peste noi, să rugăm pe Domnul să ridice orice apăsare, să mai privească Domnul spre noi și să se îndure și să aibă milă. Că așa am citit aici în psalmul acesta, te înalți, Doamne, că-și mai ridica. N-ai pentru ce să-L înalți pe Dumnezeu? Că te-a ridicat Domnul din groapa peirii, din fundul mocirlii. Haideți să strigăm către Domnul în continuare. Știți ce spune aici în continuare? Spunea psalmistul, Doamne, ascultă-mă! Doamne, ai milă! Doamne, ajută-mă! Aș vrea ca în această dimineață suntem la timp de rugăciune. Dumnezeu să ne asculte pe fiecare și El să ridice orice stare și orice povară a fiecăruia, mărit să fie Domnul. Să cântăm cu toți spre slava Domnului, să vină Duhul Domnului peste noi, frații mei. Pentru că așa a zis Eliseu odată atunci când s-a dus la luptă și el, cu împărați acolo, zis, nu este pe aici vreun cântăreț? Aduceți-mă un cântăreț! Și când o cânta cântăreț, a venit Duhul Domnului peste el. N-ai vrea ca în această dimineață să vină Duhul Domnului peste cei care cântă, peste noi, peste toți și să ascultăm cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și să ne bucurăm. Amin. Să cântăm și apoi fratele Varia ne va duce. Este mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus. Nici iubire care să jertfească pentru noi cât s-a jertfit Iisus. Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat. Minunat, o, ce minunat, o, dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Zilnic mă înconjoară cu îndrăgire, văd la orice pas cât e a dat pe veci răscumpărare. Pot și eu voios acum să spun, dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea sa. Și atunci în slava nevisată tot iubirea Lui o vom cânta. Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea Lui e lucrul cel mai minunat, minunat și pentru noi.
Domnului! Aș vrea să recitez versetul 1 pentru toți aceia care înțeleg. Și mă rog Domnului să înțeleagă cât mai mult. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Amin. Mulțumesc Domnului pentru toți care ați venit la ora de rugăciune. Iacov, capitolul 1, dacă se poate afișa, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Știți de ce am citit versetul acesta? Pentru ca toți care sunteți prezenți să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru încercări. Dacă noi nu am fi trecut prin încercări, veneam astăzi după ora de rugăciune și spuneam, nicio problemă. Am venit să ascult cuvântul lui Dumnezeu și să învăț cuvântul lui Dumnezeu, că pe urmă știu ce trebuie să fac. Te rog, dacă se poate, Eclesiastul 12 cu 12. E greu, e greu uneori. E greu pentru că diavolul se împotrivește la lucrarea lui Dumnezeu așa de tare, întrucât de multe ori pune bariere care e greu de trecut. Mulțumesc Domnului! Încolo, fiule, ia învățătură în aceste lucruri, dacă ai voie să faci o mulțime de cărți și să știi că n-ai mai isprăvi, și multă învățătură obosește. Facă Dumnezeu ca toți învățătorii din biserica asta și din biserica lui Iisus Hristos să învețe versetul acesta pe de rost. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Pentru că atâta învățătură care vine, nu știu dacă face bine. Pe baza acestui verset. Doamne, cercetează inimile învățătorilor și tuturor celor care sunt prezenți și Duhul Sfânt îi poate cerceta și pe cei care sunt în misiune, și pe cei care sunt departe, și pe cei care sunt acasă, slăvit să fie numele Domnului. Și acum, dacă se poate, Luca capitolul 11, versetul 1. Ce minunat! Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Aleluia lui Dumnezeu! Uitați-vă ce spun ucenicii lui Iisus Hristos. Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. În dimineața aceasta, Doamne, deschide-ne mintea la toți, pentru că vrem să învățăm cum trebuie să ne rugăm. Și apoi, după ce o să învățăm cum trebuie să ne rugăm, o să primim darurile Duhului Sfânt, care vin și ne învață toate lucrurile. Amin, frățiorul meu! Zătare! Așa, slăvit să fie Domnul! Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile! Dacă ajungem la învățătura oamenilor, uitați unde ajungem! Spunea fratele, o fi de vină ora, o fi de vină timpul, o fi că Dumnezeu nu s-a schimbat. Ai dreptate, dar n-ai spus până la capăt. S-au schimbat oamenii, fraților! Oamenii s-au schimbat! Nu le mai place rugăciunea. Și uitați-vă ce spun ucenicii. Suntem ucenicii lui Iisus? Așa ne place să ne lăudăm.
și să spunem la toată lumea, noi suntem ucenicii lui Iisus. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și aș vrea să facem rugăciunea aceasta, ca Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt și să ne dea înțelepciune. Și mai multă înțelepciune să dea celor care ne conduc. Pentru că vrem să ajungem în împărăția cerurilor. Și nu vrem să umblăm cum a umblat poporul evreu 40 de ani în jur și să ne ajungem acolo. Vrem să ajungem direct în împărăția cerurilor și să mergem la nuntă. Vreți să ne bucurăm la nuntă? Aleluia lui Dumnezeu! Trimite, Doamne, înțelepciune prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Să vim numele Tău și suntem ridicați așa pe picioare și am să citesc aceste bilete și ne vom ruga din nou și apoi mulțumi Domnului prin doi frați, prin fratele Baciu Mitruca și prin sora Iodereanu. Sigur, înainte citesc aceste bilete, ne rugăm și apoi frațul mulțumi. Sunt sora Susana și vă rog să vă rugați pentru mine ca Domnul să se atingă de ochii mei și să-mi dea vindecare. Dumnezeu să se atingă și de copiii mei ca să-i mântuiască, spune aici cu mulțumiri. Solicit biserica să facă o rugăciune pentru o prietenă, Maria, ca Domnul să lucreze la inima ei și să se hotărască pentru Domnul. Domnul să îndure și să
lucre la inima ei, să predeie Domnului. Sunt o soră și vă rog să vă rugați pentru mine ca Domnul să lucreze și în viața mea cu rezolvarea promisă de Dumnezeu. Vă rog să ne rugăm pentru fratele Nicolae și soția lui ca Domnul să-i vindece. Rog biserica să facă o rugăciune pentru un prieten bolnav de cancer. Domnul în bunătatea lui să se atingă de el. Rog biserica să facă o rugăciune pentru fratele Șandre Alexandru, care este bolnav în spital. Domnul să aibă milă și de fratele Șoane. O soră tânără roagă biserica să aducă înaintea Domnului rugăciune că este bolnavă, de ficat, spune aici. Domnul să se atingă și de această soră și de ficatul ei. Iubită biserică, vă rog să mă ajutați în rugăciune pentru că sunt foarte bolnavă. Numai prin durarea și mila lui Dumnezeu am putut să vin azi la biserică. Domnul să o întărească și pe această soră și să-i dea putere în continuare. De la o soră, spune aici, sora Hortenzia, ne roagă să ne rugăm pentru fiica ei care va fi supusă unei operații în Spania. O soră de la Baptist scrie aici. Mulțumesc lui Dumnezeu și biserici un bilet de mulțumire și tuturor celor care v-ați rugat pentru nepoțelul meu, Darius, căci Dumnezeu l-a vindecat și nu mai trebuie operat. Auziți, Domnul cel care el lucrează cum vrea el, să știți. Câți n-ar vrea ca să se întindă mâna Domnului, ca să nu treacă și prin cuptor. Dar aceasta Dumnezeu e cel care el poate, că e Dumnezeu. Haideți cu toți să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte în continuare. Tată Ceresc și Dumnezeu adevărat, acest bilet pe care le țin în mâna mea, mâna mea este slavă, dar tu ești Dumnezeu, tu ești cel care doamnă, ai toată puterea și în acel jurul și toată voia ta să se facă și acest bilet, căci în numele tău, Doamne Iisus, în numele tău și slavă și gloria ta cea mare, de aceea și mulțumim că toți vorbim pe cineva și în numele tău, Doamne Iisus,
să ocupăm locurile, frații mei. Slăvit să fie Domnul! Bucuria mântuirii în inima celui care îl crede pe Domnul pe deplin. Slăvit să fie Domnul! De aceea David a spus atât de minunat și spunea aici, după ce Domnul l-a ridicat din toate necazurile, încercările, auziți ce spunea aici? Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Amin. Corul să cânte spre slava Domnului și apoi fratele păstor Pavel Sădmărean va veni și va continua slujba care ne stă în față și Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea în continuare. Amin. Pentru că s-a predicat și s-a vorbit la ora de rugăciune din Psalmul 130, Psalmul 30, vrem să cântăm și noi cu corul, tot din acest psalm, cântarea Te nasc, Doamne, pururi. Oh,
slăvit să fie Domnul! Doamne, Domnul Slavei, eu cât voi trăi, pururea pe tine, eu te voi slăvi. Cred că așa s-a încheiat această cântare. O hotărâre, un legământ, de fapt, din nou, pururea pe tine, te voi slăvi. O hotărâre înaintea Domnului, Dumnezeu îi place să facem hotărâri, hotărâri frumoase, încât să fie lăudat numele Domnului. Și noi cu toți în fiecare zi trebuie să noim legământul pe care l-am făcut cu Domnul acum 20, acum 30 de ani, acum un an, să zicem, Doamne, pururea te voi slăvi. Slăvi să fie Domnul. Iubiții mei, vreau să continuăm cu slujirea în această dimineață. Vom citi din cartea Neemia, conform agendei din cultul pentecostal, cartea Neemia, capitolul 9, capitolul 10, dar nu vom citi amândouă capitole, pentru că ar forma cam 77 de versete amândouă, plus Efeseni. Dar vom selecta câteva versete din capitolul 9 și din capitolul 10, iarăși un verset. Nu m-am cotat cu toate Caleb, dacă ar fi din Efeseni, cumva, să citim? Nu, deci din Neemia. Neemia, capitolul 9, pagina 505. Vom citi primele trei versete și iarăși câteva versete care le-am selectat și din 10 iarăși un verset. Neemia, capitolul 9. În a 24-a zi, aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădrăgile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi, și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele. S-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Versetul 6. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile cerurilor, cerurile și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprinde ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Versetul 15. Le-ai dat din înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stâncă atunci când le era sete și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care jurase că le-o vei da. Versetul 17, partea a doua. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți îndurările, gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogată bunătate și nu i-ai părăsit. Versetul 20 și 21. Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana de la gura lor și le-ai dat apă să-și potulească setea. 40 de ani ai avut grijă de ei să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Versetul 33. Tu ai fost drept și tot ce ni s-a întâmplat, căci te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Capitolul 10, ultimul verset, versetul 39. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de unde lemn. Acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba ușierii și cântăresii. Astfel, ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Amin. Iarăși o hotărâre, și aici ați văzut dumneavoastră mai multe versete care am citit, cele două capitole formează 77 de versete, sunt multe versete frumoase, dar nu e timp acum să citim cele două capitole, ne-a durat mult timp, dar spunea versetul 39, ne-am hotărât. Am vrea ca toți din nou în această dimineață să ne hotărâm să slujim și să nu părăsim casa Domnului. Fără motiv, deci n-ai cum să părăsești casa Domnului. Doamne, dă-ne putere să rămânem credincioși și spune un verset, Doamne, Tu ai fost drept, credincios, iar noi am fost răi. Trebuie să ne recunoaștem și spuneam primul verset, ne-am mărturisit păcatele. La rugăciune ne-am mărturisit păcatele și încă nu este prea greu să ne mai mărturisim în continuare păcatele în fiecare zi și fiecare dimineață, ca Dumnezeu să ne dea
biruință și să ne facă trecere, așa cum se ruga sora Toderean, înaintea Domnului, Doamne, fă-ne trecere înaintea Ta. Dumnezeu cred că ne-a făcut trecere înaintea Domnului, de aceea îl glorificăm și îl binecuvântăm pe Domnul. Cu toții ne închinăm înaintea Domnului în rugăciune, ne rugăm în această rugăciune pentru prietenii Evangheliei, ca Duhul Sfânt să îi facă sensibili, să înțeleagă mesajul și să se întoarcă cu fața spre Domnul. Ne rugăm pentru frații misionari care sunt plecați, care sunt în alte țări și ne rugăm pentru cei care vor predica Evanghelia, pentru fratele Caleb, fratele Paverusu, Dumnezeu să se folosească, să-i dea putere. Duhul Sfânt să fie cu noi și pentru noi, peste noi în continuare. Cu toții ne închinăm Domnului, iar în final fratele David va continua să milocească înaintea Domnului. Amin. Slava și onoare! Gracias.
Vă rugăm să reocupați locurile. Iubiții mei, ne bucurăm de frumoasa zi pe care Domnul ne-a dăruit-o. Astăzi, 30 martie, o zi frumoasă, o zi cu soare. E adevărat că trebuie puțin să ne sculăm mai dimineață cu o oră, dar asta n-a fost o piedică, nu e o piedică, când mergem la servici ne sculăm în fiecare dimineață, cu o oră mai devreme, când mergem dimineața la servici. Asta amintem în casa Domnului, ca să-i mulțumim Domnului și să aducem o jertfă de mulțumire Domnului pentru tot ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră în săptămâna aceasta. A fost cu noi de luni până duminică, sau de duminică a trecut până astăzi. În fiecare zi Domnul ne-a purtat de grijă. Și spune Domnul că Neemia despre Domnul: tu ți-ai ținut cuvântul că ești drept. Dumnezeu îți ține cuvântul față de tine, față de mine. Dacă ți-a promis ceva, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, de promisiune. De multe ori te-a iertat, te-a vindecat, ți-a dat pâine, ți-a dat apă. Întrebarea: dacă eu îmi țin promisiunea față de Domnul, Doamne, dacă Tu îmi dai asta, dacă mă vindești, dacă îmi dai putere, eu am să vin în fiecare duminică la casa Domnului. N-am să întârzi, n-am să lipsesc, n-am să stau acasă la internet, să mă urc care stau acasă la internet. La ce să mă duc? Trebuie văd acasă la internetul și pe departe nu te poți bucura ca și în biserică. Internetul este internet, dacă ești bolnav, dacă ești cineva bolnav, păi ești pe pat, într-adevăr este justificat ca să uit la internet. Dar dacă ești sănătos și stai acasă, înaintea Domnului, nu este drept. Nu este drept. Adică sănătos, perfect, n-am nicio bolă, nicio suferință, n-am copii, mi stau cu copii în casă, dar stau la internet. Este o greșeală. Eu zic că biserica trebuie să fie în casa Domnului. Frații trebuie să vină aici, trupul lui Hristos trebuie să fie aici. Nu poți fi acasă și că ești în trupul, ești în biserică. Acum a fost ca o mostrare așa, pentru că știu persoane care stau acasă și nu vin. Dumnezeu să îi binecuvânteze și pe cei care sigur că stau acasă, poate motivați cu copiii, dar care nu-ți motivați, și pe ea Domnul să-i binecuvânteze, că noi iubim și pe ei. Dumnezeu să le dea putere. Dumnezeu și-a promis față de noi și s-a ținut făgăduințele față de noi. Și noi, dar, să ne ținem de făgăduințele care le-am făcut înaintea Domnului încă din copilărie până ziua de astăzi. Doamne, dacă a fost o promisiune pe care am promis-o și nu am ținut-o îndeplinire, te rugăm, Doamne, iartă-ne și ajută-ne să ne ținem de pocăință, să ținem pocăința așa cum spune Scriptura. Dumnezeu să dea har astăzi în continuare corului, bisericii în rugăciune, bisericii în ascultare și frații care au văzut Evanghelia, fratele Caleb și fratele Pavel Rusu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Așadar, să cântăm cu toți dintr-o cântare spre slava Domnului, toată biserica. Sora Lidia Vișovan va răda pe noi cu o cântare. Sora Iuli, chiar dacă n-a dat bilet, a dat bilet duminica trecută, n-am putut pentru că a fost timp foarte aglomerat. Acum vei recita o poezie. Domnul să te binecuvinteze. Corul bisericii și fratele Caleb va veni aici și va continua să slujească. Dumnezeu să îl binecuvinteze. Amin. Haideți să ne închinăm cu darurile de bunăvoie în timpul acestor cântări. Pentru noi s-a ivit mântuirea, pentru noi cel de sus s-a murit, pentru noi s-a ivit izbăvirea, pentru noi cel de sus s-a să fi lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și lăsat. Cu Iisus
ura către stele cu Iisus spre o lume de vis. Cu Iisus prin ispitele grele, cu Iisus vom zbura în paradis. Ispitele grele, cu Iisus vom zbura în paradis. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Și iubirea ce Iisus ne-a lăsat. Ne așteptăm ca să vii tu, Iisuse. Așteptăm slava ta pe pământ. Așteptăm împlinirile spune. Așteptăm Tatăl nostru cel Sfânt. Așteptăm împlinirile spuse. Așteptăm Tatăl nostru cel Sfânt. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus ne-a Nădejdea mea e Dumnezeu, eterna fericire. El e cu mine tot mereu, mă apără și în orice greu, mi-e scut și izbăvire. El e cu mine tot mereu, mă apără și-n orice greu, mi-e scut și izbăvire. La brațul lui sunt fericit, mereu mă ocrotește, cu el voi fi mereu păzit. Și chiar când toți m-au părăsit, el nu mă părăsește. Cu el voi fi mereu păzit, și chiar când toți m-au părăsit, el nu mă părăsește. I-ar fi să fiu lipsit, sărat, pentru credință, bolnav pe pat de-ar fi să zac, și nimănui să nu-i mai plac, eu cred în biruință. Bolnav pe pat de-ar fi să zac, și nimănui să nu-i mai plac, eu cred în biruință. De ce să plâng când crucea-i grea? Iisus
Iisus, El mă conduce. Rămân în El nădejdea mea și-n veci eu mă voi îndrepta spre jertfa de pe cruce. Rămân în El nădejdea mea și-n veci eu mă voi îndrepta spre jertfa de pe cruce. Pot munții să se mute-n măr și marea să mugească. Mai e un râu ce-ndepărtări revarsă binecuvântări și pace sufletească. Îndepărtări revarsă binecuvântări și pace sufletească. Când norii grei plutesc mereu și aproape e furtuna, când drumul vieții e prea greu, nădejdea mea e Dumnezeu, în El mă-ncred într-una. Când drumul vieții e prea greu, nădejdea mea e Dumnezeu, în El mă-ncred într-una. Slavă Domnului! Viața! Îmi e viața o călătorie înspre un țărm cu adevărat ceresc. Sunt pelerin mereu în pribegie, cu gândul înspre împărăție, cu acela ce aștept să-l întâlnesc. Și dacă plâng și-mi plâng amarul, e dreptul ce-l are un călător, ca să-și zidească cu suspine altarul, strigând spre Tatăl, implorându-i harul, când sufletul e copleșit de dor. Aștept să ajung și sunt grăbit spre țintă, m-am săturat de tot ce-i pământesc. Acesta-i gândul care mă înveșmântă și sufletul adesea mi-l încântă. Acest pământ odată să-l părăsesc. Ierusalim, cetate presărată, cu străzi de aur, cu decor divin, intrarea mea în tine e așteptată și întâlnirea slavă cu al meu Tată. Nu știu cât voi mai zăbovi, dar voi veni. Da, voi pleca să fiu pe veci de veci cu Domnul, cu acel pe care aici l-am slujit. Ierusalim, îți voi călca pridvorul, numai atunci mi se va stinge dorul, când mă voi întâlni cu al meu iubit. Chiar dacă este greu și calea e abruptă, vreau capul să ridic și să privesc în sus, să nu mă dau bătut în luptă, chiar dacă în jurul stângi se surpă, cel ce mă ridică este chiar Iisus. Cu suflet mă grăbesc acasă să sosesc, așa cum spune versul ei cântarea, cărarea începută să-mi sfârșesc, pe-al meu mire drag să-l întâlnesc și să-mi sfârșesc pentru vecii cărarea.
O, scumpă minunată zi, aștept să-ți îmbraci straiul frumos și chiar dacă printre zile voi îmbătrâni și chiar dacă în țărâna mă voi odihni, îl voi vedea în ziua aceea pe Hristos. Amin. Ce ați fi făcut dacă în această dimineață aș fi venit îmbrăcat într-un sac? Vă întreb bine ce vă spun, da? Sau dacă ați fi văzut o soră care este îmbrăcată, nu într-o fustă strâmtă, nu mă înțelegeți greșit, într-un sac, efectiv într-un sac, și pe creștetele noastre să fie cenușă în această dimineață? Câți ar mai da mâna cu mine în această dimineață dacă aș fi așa? Ar zice Caleb a deviat. Ei, vreau să vă spun că la fel s-a întâmplat când oamenii erau adunați fără niciun anunț prealabil, dintr-o dată, ne spune Biblia, în a 24-a zi a lunii, care a fost anterioară capitolului 8, copiii lui Israel s-au adunat. Și în loc să aibă cravată și costum, în loc să fie îmbrăcați frumos, în loc să aibă acele filacterii și acele haine lungi până jos, toți copiii lui Israel erau îmbrăcați în saci și
pe ei era presărată țărână. De ce? Cine le-a spus lor că trebuie să facă asta? Cine le-a dat un anunț să le spună, îmbrăcați-vă toți, nu în cămașa albă, dacă la sărbătoarea corului și cravată neagră, nu, îmbrăcați-vă într-un sac. Nimeni nu le-a zis asta. Însă așa au înțeles ei că trebuie să facă. Pentru că ei au avut o întâlnire specială. Au avut niște zile speciale în care au zis, acum noi ținem un post. S-au îmbrăcat și s-au presărat cu cenușă, cu țărână, pentru ținerea unui post. În această dimineață Duhul Sfânt mi-a spus că trebuie să vorbesc învățătură despre post. Pentru că rare ori se mai întâmplă ca unii dintre noi să postească sau puțini dintre noi mai postesc. Foarte mulți spun, postul este pentru oamenii care sunt în criză, în faliment. Și unii percep postul ca fiind o parolă, ca un fel de abracadabra, adică ceva magic. Când e un caz de excepție, când e ceva problemă în viața unui om, ei spun, eu voi posti. Însă Biblia nu întotdeauna spune că despre asta e vorba când postim. Oare ce să fie postul în secolul 21? Oare se mai poartă să intrăm într-o astfel de stare în care noi să postim? Oare de ce să postim? Oare care să fie scopul postului nostru? Oare atunci când postim noi dăm ceva lui Dumnezeu? Pentru că au venit niște oameni în Zaharia, în capitolul 7, și au zis, n-are niciun sens să mai postim, este degeaba. Ziceau ei, duceți-vă și întrebați pe Domnul în ziua a patra lunii Chisleu. Și au zis, întrebați-l, trebuie să plâng, versetul 3, Zaharia 7, și în luna a cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani? Și Dumnezeu a zis, spune poporului țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, era vorba de 70 de ani de robie, oare pentru mine, zice Dumnezeu, ați postit? Oare pentru mine vă înfrânați voi când postiți? Unii au senzația că dacă postesc, ei sunt mai speciali și trebuie neapărat Dumnezeu să intervină la problemele lor și să le rezolve. Unii spun, Doamne, ai în vedere că am postit. Alții spun, eu postesc să-i se întâmple răului cu tare. Vă amintiți de via lui Nabot? Un spațiu ebraic șocant. Izabela s-a uitat la soțul lui, la Ahab, împăratul. Și ca una care știa cum să pună problemele politic, a zis, de ce ești supărat? Stai liniștit că trimit eu niște scrisori. Știi ce a scris ea în scrisori? Șocant. Un împărat, capitolul 21, spune, vestiți un post. Chemați o adunare de sărbătoare și în mijlocul postului s-a întâmplat o tragedie. A fost ucis un om neprionit, pentru că postul nu trebuie să fie ținut oricând, oricum și cu orice scop. Ce este postul? Domnul mi-a spus că trebuie să intitulez mesajul postul, proșternerea trupului și proiectarea sufletului. Postul este modul prin care eu, cu trupul meu, da? Deci nu există post în grup neapărat. Chiar dacă se organizează mai mulți care trebuie să postească, fiecare individ care postește trebuie personal înaintea lui Dumnezeu să-și proșterne trupul și, în același timp, să-și proiecteze sufletul înspre Dumnezeu. Când vă spun aceste vorbe, nu am pretenția că nu știți ceva din ceea ce vă spun. Stau în fața unor oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și care îl cunosc pe Dumnezeu și care, cum se spunea în această dimineață, au îngere din partea lui Dumnezeu. Sunt aici doar să vă reamintesc anumite lucruri pentru unii dintre noastre, iar altora care recent s-au botezat sau care se vor boteza, le spun probabil o noutate, dar este din carte și tot ce vă spun în această dimineață este numai și numai din Biblie. Unii spun, trebuie să postești, că urmează Paștele, da? Este postul Paștelui. Alții spun, există mâncare de post. Alții spun, există postul Crăciunului și tot felul de sisteme de astea de post
sunt inventate de oameni, însă în Biblie nu scrie nimic despre asta. N-am găsit nicăieri în Biblie că ar fi o mâncare de post. Nici măcar că există un post al praznicului, a zimilor, nici măcar că există un post al nașterii Domnului, nimic din toate astea. Și totuși, ce-i postul? În primul rând, o panoramă biblică asupra postului. Adică să privim câteva tipuri diferite de post din Biblie. De exemplu, există în Vechiul Testament postul jalnic, adică postul funebru. Cuvântul Domnului ne spune clar, atunci când au murit Saul, împăratul Saul și Ionatan, s-a dus o veste prin Israel și toți au zis clar. Spune versetul 13, 1 Samuel capitolul 31, le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes și au postit acolo. Câte zile? 7 zile. 7 zile de post. Post funebru. Și există o subliniere în capitolul următor, din următoarea carte, 2 Samuel, capitolul 1, versetul 12. Au jelit, au plâns și au postit până seara, durata postului, până seara. Există post funebru. La ora actuală nu se mai poartă postul acesta pentru că în Noul Testament nu avem nicio bază biblică pentru a posti în urma unei mormântări. Ci din contră, ni se propune să mâncăm, să uităm de lucrurile acestea pentru că noi nu murim pentru întotdeauna, noi doar ne mutăm la cer. Noi facem doar o trecere din lumea materială în lumea imaterială. Și postul ăsta nu mai este valabil din punct de vedere Noul Testament al biblic. Apoi există un post numit dezmerire. Vă amintiți că spune cuvântul Domnului foarte clar, acolo la râul Ahava, spune în cartea Ezra, acolo la râul Ahava, capitolul 8, versetul 21, acolo la râul Ahava am vestit un post. Ce fel de post? Ezra 8:21, un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru. Câți dintre noi am zis săptămâna aceasta care urmează, cel puțin o dată în viață, uite, eu voi posti pentru că simt că îmi dă târcoale un duc de mândrie și pentru că simt că Duhul acesta vrea să-mi arunce curse în față, voi lua cel puțin o zi de post înaintea lui Dumnezeu, pentru că ziua aceasta vreau să fie dedicată special persoanei mele, trupului meu, sufletului meu și tot ceea ce fac în ziua aceasta este doar ca să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Se mai practică asta? Doamne, ajută-ne! Am simțit odată să fac asta și am făcut. Și am zis, gata, pentru că, ca să fiu sigur că postez cu adevărat, îmi iau 2 zile de post în care niciodată nu intru, nici măcar un moment nu intru pe Facebook, pe internet. Știți că trebuie să postim când postim și de la mass media și de la lucrurile astea care sunt actuale, actualmente în viața tinerilor și a celorlalți. Unii postesc doar de fațadă, da? Postesc doar ca să pară a fi spirituali. Ei, n-are nicio legătură spiritualitatea unui om, ca aparență, cu postul biblic. Un post de smerire. Apoi, se poate posti la nivel teritorial, la nivel regional, la nivel bisericesc, la nivel național și mi-aș dori să fie un astfel de post. Spune cuvântul Domnului foarte clar în 2 Cronici, capitolul 20, Iosafat în spaima lui a intrat în panică și a zis, care-i soluția pe care trebuie să adopt? În spaima sa, capitolul 20, versetul 3, Iosafat și-a îndreptat fața să-l caute pe Domnul. Mă, Iosafat, împărate care ești omul numărul 1 în statul Israel, cum îl cauți tu pe Dumnezeu? Și Iosafat, spune Biblia, l-a căutat pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Pentru regiunea aceea, a zis, toată cetatea lui Iuda este obligată prin edict împărătesc să postească. Vă amintiți de un împărat păgân, da? Oamenii, când au auzit vestirea lui Iona, capitolul 3, au zis, oamenii s-au uitat unii la alții, au mers în casele lor, s-au uitat la pruncii lor și au zis, toți s-au dus în grajduri și au anunțat animalele. De azi încolo, din momentul ăsta, toți intrăm într-un post național, oamenii și vitele, boii și oile, copiii și părinții, adolescenții și tinerii, toți să nu mănânce nimic și să nu bea nimic, să nu bea apă, să-i postul biblic, să nu mănânci nimic, ascultă-mă bine ce spun, și să nu bei nimic. De ce? Pentru că este un post național. Dacă îmi doresc ceva de la România și de la Parlament, de la președinte și prim-ministru, îmi doresc să vină o zi în care să se ridice în picioare președintele statului România
domnul Băsescu sau cine va fi atunci și să spună: azi dau edict de stat, toată România să fie la post. Dar asta să nu fie înainte de alegeri, să nu fie campanie electorală, ci îmi doresc să fie un post național. Dar până atunci, poate că putem face noi asta. Într-o zi, să ne hotărâm cu toții și să spunem lui Dumnezeu: Doamne, Biserica Betania, de la copii până la cei mai în vârstă, vom sta în post. Că nu degeaba am spus că marți este ziua de post a Bisericii Betania. Panoramă, post național. Și fiecare individ stă în prezența lui Dumnezeu și stă la dispoziția lui Dumnezeu. Apropo, când se mai aud mesaje profetice în care se spune: postiți, pentru că Dumnezeu vrea să vă scape de o cursă a lui Satan, să nu mai comentăm, e biblic, este biblic. Dumnezeu să ne ajute să împlinim. Observați că există un post de smerire, există un post național, există un post individual, fiecare postea. Și nu mai intrăm în detalii de genul ăsta, dar ce e postul? Cum am putea defini noi postul? Pentru că dacă aș lua un microfon să-l dau la fiecare dintre noastră și v-aș pune întrebarea aceasta: ce este postul din perspectiva ta? Indiferent ce religie ai, cum te cheamă, ce vârstă ai, ce spui tu că este postul? Cum ai defini postul din punct de vedere biblic? Nu dicționarul explicativ al limbii române, nu alte lucruri, ci din punct de vedere biblic. Vă spun că ar fi, poți să-i număr pe degete de mâna dreaptă cât ar spune corect ce este postul. Știți de ce? Noi spunem, ne învață Duhul Sfânt. Noi spunem, noi suntem la dispoziția Duhului Sfânt și când trebuie să facem fapte lucruri care să fie reale, care să fie palpabile, ne scapă printre degete. Nu degeaba Dumnezeu a zis: botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi, dar nu întotdeauna eu învăț. Nu întotdeauna Dumnezeu trimite un înger să ne înveți. Uneori Dumnezeu folosește niște oameni, folosește niște bărbați, folosește niște femei care sunt mai în vârstă pentru cele mai tinere să le spună cum să faci când postești. Ce este postul? Postul este o abstinență totală, adică o abținere deliberată, nimeni nu te obligă să faci asta, de la mâncare, de la apă, de la toate alimentele, de la tot ce este lucru care poate să fie consumat, și în același timp de la pofta carnală. Pentru că Apostolul Pavel spune clar: soților celor căsătoriți, să vă abțineți de la relații intime pe durata postului, cu bună învoire, cu bună învoire, ca să vă... Ce să faceți? 1 Corinteni 7. Să vă îndeliniciți cu postul și rugăciunea. Postul nu este o anexă a Bisericii Pentecostale. Postul nu este o invenție a Bisericii Betania. Postul nu este o invenție nici măcar a președintelui cultului sau al cuiva din lumea asta materială. Postul trebuie să fie o îndeletnicire a fiecărui creștin. Amin? Amin? Doamne ajută-ne! Ca să vă îndeletniciți! Este ca o delectare în momentul în care postești. Pentru că dacă postești încruntat, dacă postești cu un sac, asta nu e mai biblic, nou testamental, ci cuvântul Domnului spune clar: atunci când postești, spală-te, exact ca mai înainte, ca și în celelalte zile și ca și în zilele care urmează. Unge-te, adică pregătește-te ca și oricând și nu te arăta tu oamenilor că postești. Nu spune: am intrat într-un post și fac așa și așa. Eventual unui mentor spiritual, a câtorva oameni care pot să te... să-ți spun dacă faci bine sau nu. Tu nu da cu trâmbița când postești, spune cuvântul Domnului Matei capitolul 6, ci când postești, nu te arăta decât lui Dumnezeu. Amin? Dar asta înseamnă abținere totală. Vă întreb, poți să consumi gumă de mesticat când postești? Păi sunt unii care spun că poți. Sunt alții care spun: păi eu am o problemă de sănătate și atunci când postesc trebuie să iau un pahar cu apă. Vă întreb, este ok sau nu? Dumnezeu știe care e boala ta. Însă dacă poți doar până la 12, până la 2, ține-o așa cum scrie în Biblie. Amin? Doamne, lucrează. Alții spun: eu postez de noaptea. Da? Mă pun seara pe la ora 9, mănânc bine și dimineața mă trezesc și am postit. Ce fel de post să fie ăsta? Să nu-i biblic, fraților, pentru că care e problema? Este involuntar în momentul în care dormi. Și dacă nu-ți spui deliberat că trebuie să postești, asta nu înseamnă abstinență. Somnul te obligă să nu mănânci, că cine mănâncă în somn are mari probleme. Este cu coșmarul, cu tot felul de probleme psihologice. Nu! Postul este un act deliberat a unui creștin care și-a propus clar și a zis: da, în ziua aceasta postesc. Unii, iertați-mă că trebuie să vă spun, se trezesc pe la ora 11, nu se trezesc.
S-au trezit la ora 8 dimineața și pe la ora 11 și jumătate își dau seama că n-au mâncat. Și au zis, ok, dacă tot n-am mâncat, e zi de post. Ce fel de post să fie ăsta? Să nu-i post biblic, dragii mei. Este tot felul de sisteme de scurtături prin care noi încercăm să ne automulțumim pe noi înșine, spunându-i lui Dumnezeu indirect, Dumnezeule, eu aplic într-un fel ce mi-ai spus tu, dar lasă-mă să înțeleg cum vreau eu. Nu. Postul trebuie să fie voluntar, postul trebuie să fie planificat, dacă rugăciunea nu poți să-ți o planifici întotdeauna, dacă citirea Bibliei nu întotdeauna poți să-ți o planifici, deși ar fi indicat să se întâmple asta, postul trebuie să fie planificat, ascultați-mă bine, inclusiv pentru oamenii care nu suportă planificările, postul trebuie să fie planificat. Adică, cel puțin cu o seară înainte, trebuie să stai împreună cu casa ta, dacă postești împreună cu casa, dacă ești doar cu soția, cu soția și să vorbești. Mâine, luăm o zi de post, o planificăm clar, o luăm până la ora aceea și postim cu un scop bine determinat. Amin? Doamne, ajută-ne! După ce am văzut panorama despre post, să vedem în al doilea rând perspectiva sau percepția biblică privitoare la post. De ce postim? Pentru că vor fi oameni care vor veni aici în sală și vor pune întrebarea aceasta. De ce se postesc? Dumnezeu este un Dumnezeu aspru? Dumnezeu este un Dumnezeu dur care nu mă înțelege? Dumnezeu este un Dumnezeu căruia îi place să mă vadă când mă abțin și când mi-e poftă trecând pe lângă un magazin care dă un miros frumos de mâncare proaspătă și eu să mă abțin? Dumnezeu vrea asta? De ce postesc? Postesc pentru că trebuie să îmi strunesc trupul meu. Un motiv. Amin? Apropo, dacă ai o problemă într-un domeniu, dacă ai un păcat pe care îl repeți în viața ta, indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de cum te numești, și n-ai putut să scapi nici prin mărturisire, n-ai putut să scapi nici prin rugăciune insistentă, pentru că postul niciodată nu poate să fie singur. În Neemia, capitolul 9, după ce au vestit postul, ce au făcut? S-au rugat și au mărturisit păcatele. Vă amintiți de cazul din Matei 9, 17? Când ucenicii au fost falimentari și au zis, noi de ce n-am putut? Și Iisus le-a zis clar, pentru că acest soi de dragi nu este decât cu post și cu rugăciune. Vă amintiți de asta? Postul întotdeauna este legat de rugăciune. Să vă îndelniciți cu postul și rugăciunea. Cu postul și rugăciunea. Și dacă n-ai reușit nici prin rugăciune, nici prin mărturisire la un frate slujitor, nici prin citirea Bibliei, ia o zi de post. Exact pentru cauza aceasta. Dar în ziua aceasta de post, deconectează-te de la lumea materială. Asta nu înseamnă că în ziua de post nu trebuie să mergem la serviciu. Trebuie să facem toate lucrurile pe care le facem în celelalte zi, ca nu cumva să dăm de bănuit că postim. Trebuie să le facem pe toate. Însă, prin toate trecând, noi trebuie să ne deconectăm de la lumea materială. De exemplu, dacă există un băiat care are probleme cu site-uri de imoralitate și intră pe tot felul de site-uri dubioase, în ziua de post, obligatoriu, deconectare de la internet. Dacă nu reușești să-ți iei cablu sau să-ți închizi wireless-ul, taie-ți cablu, dar oprește-te. Pentru că postul înseamnă deconectare de la lumea materială. Deconectare și abstinență totală. Totală. Nu există post de dulce, de acru, de amărui, nu există post de alt gen, roșu, negru sau nu știu de care, există doar post și scurt. Amin? Doamne, ajută-ne! De ce mai trebuie să postim uneori? Pentru că în viață sunt momente grele. Există momente în care ajungi la încrucișări de drumuri. Există momente în care cei din jurul tău îți spun sfaturile cele mai bune pe care poți să le aibă din mintea lor, din cunoștințele lor biblice. Oricine ar fi ei, dar tu ai nevoie de un semnal divin. Tu ai nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de o intervenție divină. Tu ai nevoie de o mână a lui Dumnezeu care să vină spre tine și spre cauza ta. Vă amintiți de Estera? S-a dat edictul. Împăratul Ahasveros a zis, toți evreii sunt condamnați la moarte. Toți evreii trebuie să fie uciși, inclusiv Mardoheu, unul care stătea la ușă și făcea doar bine. Era un om care spunea doar de bine celor din jur și care a transmis vești care l-a scăpat de moarte pe împărat. Și Mardoheu a zis, am o singură șansă. Nepoțica mea este
împărăteasă. E vorba de Hadasa, fosta Hadasa, noua Estera. Trebuie să mergem. Trebuie să mergem la ea. Cum să mergi în pofida legii? Cum să mergi în situația în care toate vocile îți spun tu nu mai ai ce să cauți la împărat, pentru că împărăteasa anterioară a intrat când n-a fost chemată, sau mai bine zis, n-a venit când a fost invitată și de aceea a fost detronată, a fost dată afară, excomunicată de la postul de împărăteasă. Cum să mergi? Estera zice, duceți-vă. Ascultați ce zice Estera în capitolul 4, în cartea care îi poartă numele, versetul 16. Îi spune lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. Observați? Există un post special pentru o persoană. Dacă știi că cineva are o problemă în biserică, ar trebui să fie omul acela care să te încolonezi împreună cu alții și să postești pentru o cauză nobilă, pentru o boală, pentru o cauză, pentru o situație grea. Postiți pentru mine, fără să mâncați, observați cum este postul biblic, și fără să beți, nici să beți. Și durata. Întotdeauna postul este abstinență totală și este planificat. Nu mă trezesc că postez fără să-mi dau seama. Postiți 3 zile, observați câte specificații, ca să fie totul clar, nimic să nu fie debănuit. 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Nici noaptea, nici ziua. Asta înseamnă că seara să nu mănânci, că nu există post de noapte, ca să înțelegem. Să nu mâncați 3 zile și 3 nopți, nimic. Este postul fără întrerupere necurmat. Vă asigur că dacă cineva postește un astfel de post și în spate are rugăciune, are citirea Bibliei, are dorința lui neapărată de a se apropia de Dumnezeu, este imposibil să nu răspundă Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă cineva are în spate rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu citit ca și Nehemia, cuvântul i-a provocat. În capitolul 8 s-a citit din cuvânt. Au restaurat toate rânduielile vechi testamentare și legile și apoi s-au întors și au zis, trebuie să postim. Este un moment în care trebuie să ne plecăm fețele la pământ. Este un moment în care trebuie să uităm de noi. Este un moment în care trebuie să lăsăm ca sufletul nostru să fie proiectat spre împărăția lui Dumnezeu. Și noi să rugăm pe Dumnezeu să intervină. Amin? Doamne, lucrează. E prea posibil ca unii să fi fost vindecați pentru că au postit 3 zile și 3 nopți. Da, este posibil. E posibil că alții au fost scoși și au fost salvați de accidente mortale sau mortale pentru alții de mașină. Știți de ce? Pentru că niște oameni au zis, gata, noi stăm în prezența lui Dumnezeu și nu vrem să schimbăm planurile, ci noi vrem să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru. Să nu cumva să creadă cineva că prin post îl manipulează pe Dumnezeu. Nu. Prin post doar te deconectezi pe tine însuți de la lumea asta materială și spui lui Dumnezeu, Doamne, tot ce este lumea asta pentru mine în momentele astea nu mai este important. Ce este cel mai important este să știu voia ta, Dumnezeule. Ce este prioritar pentru viața mea în aceste momente este să spun diavolului și cerului întreg că eu cu trupul meu mă pun la pământ ca să văd voia ta în viața mea spirituală. Ca să se împlinească voia ta, Dumnezeule. Amin? Doamne, lucrează. Poți să postești pentru o cauză nobilă. Poți să postești pentru un copil care este bolnav. Amintiți de David? Ne spune cuvântul Domnului, a postit. A postit înaintea lui Dumnezeu pentru cauză. Și se ruga, se ruga. Îi părea rău de păcatele pe care le-a făcut. Din cauza unui păcat trebuia să moară copilul. Și acum era bolnav. Și a zis, postesc. Și când s-a adus vestea că a murit, n-a mai postit. Pentru că, dragii mei, nu cumva să postească cineva pentru morți. Nu cumva să postiți pentru că cineva să treacă din purgatoriu în rai sau din iad în rai. Postul pentru morți sau postul post-mortem este interzis. David a zis clar, câtă vreme trăia, aveam motiv să postez biblic, dar dacă a murit, nu mai am niciun motiv biblic. De aceea mă spăl, mă îmbrac ca și mai înainte și voi merge la adunare. Amin? Când cineva a murit, nu mai postiți pentru ei, nu mai organizați părăstașe și altceva de genul ăsta. Lăsați-i pentru că ei s-au dus în locul pe care și l-au pregătit. Când pot să postesc, este în timpul vieții mele. Pot să postesc pentru altcineva, dar care este în viață și, pentru care stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, lucrează pentru eliberare, pentru binecuvântare. Nu intrați să-i spuneți Dumnezeu mai mult decât, Doamne, facă-se voia ta, Dumnezeule. Eu mă duc în pofida legii umane, dar, Doamne, voia ta să se împlinească. Nu cumva cineva să postească, ca altcineva pe care nu-l suportă să-și rupe piciorul. Nu cumva. Deci este un post interzis. Postul trebuie să aibă un scop clar. Percepția biblică este pentru cauze, pentru smerenie personală sau pentru
problemele altora din jurul meu. Doamne, ajută-ne! Nu cumva să postim ca fariseul din Luca 18, despre care Biblia ni se spune, a postit ca să aibă cu ce să se daude, să se bată cu cărămida în piept și să se spună, eu postesc de două ori pe săptămână. I s-a anulat postul. Nici măcar nu era valabil, pentru că el postea ca să-l vadă alții, ca să fie lăudat. Nu pentru asta trebuie să postim. În al treilea rând, procedee când e vorba de post. Ce să fac eu într-o zi, în momentul în care m-am dedicat lui Dumnezeu, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, eu postesc. În ziua postului este imperios, este urgent necesar să părăsim anturaje murdare. Nu se poate să fii în post și să intri într-un local în care se fumează. Este absolut interzis. Este interzis să intri și în alt context, dar uite când postești. Nu se poate să postești și să te arunci în valuri, în contexte murdare, în care știi foarte bine că nu este slăvit Dumnezeu, nu este înălțată împărăția lui Dumnezeu și nu este glorificată ea. Nu. Întotdeauna când postim, spune foarte clar Biblia, noi trebuie să ne despărțim de străinii pe care produc păcat. Ascultați cu versetul 2. Cei ce erau din neamul lui Israel, care au vestit un post, despărțindu-se de toți străinii. Dacă vrem ca postul nostru să fie un post primit înaintea lui Dumnezeu, dacă vrem, așa cum spune cartea profetului Isaia 58, capitolul, dacă vrem ca ziua noastră să fie primită de cer și să plinim așa cum cere ziua aceea, atunci trebuie să ne despărțim de toate contextele și de toate personajele, de toți oamenii care pot să fie străini, numiți după Biblie, adică pot să ne conducă la păcat. Vor fi contexte în care în ziua postului ni se vor întinde curse, vom fi ispitiți în toate felurile și poate mai mult decât atunci când nu postim, dar asta nu înseamnă că noi pășim înspre acolo. Contextul, anturajul, diavolul sau diavolului este îngăduit de Dumnezeu să ne lase o vreme, să ne testeze, însă nu cumva noi să mergem în locuri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne! S-au despărțit de străini. Asta înseamnă părăsirea anturajelor murdare, părăsirea păcatului. Vă amintiți în 1 Samuel capitolul 7, când oamenii au plâns după Domnul, ce au făcut ei? A zis profetul Samuel, dacă cu adevărat vreți să vă dedicați lui Dumnezeu, atunci scoateți toți dumnezeii străini din casele voastre. Dărâmați Astarteia și Baalul și praf să faceți tot ce este dintre străini al diavolului. Și ce au făcut ei? Versetul 6 spune așa, și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului pentru legământ și au postit în ziua aceea, nu jumătate de zi, în ziua aceea, că cel mai bine ar fi să postim până seara, Doamne ajută-ne, zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Asta înseamnă că trebuie să ne debarasăm de păcate. Degeaba eu îi dau lui Dumnezeu o zi, de fapt mi-o dau mie, degeaba pretind că postesc și în ziua aceea eu iau telefonul și pe toți pe care îi știu din biserică sau din firmă sau de la școală, încep să-i bârfesc. E degeaba, dragii mei. Este un fel de cură de slăbire care nici măcar nu este după rețetă. Este degeaba. N-are niciun sens să mai postesc dacă în ziua aceea mă cert cu toți. N-are niciun sens să mai postesc dacă eu am niște legături care s-au rupt. Pentru că ascultați ce spune Biblia, ziua aceea cere mai mult decât să ne despărțim de ce este rău, mai departe să ne unim cu cei care sunt buni. Ascultați ce spune Biblia, s-au despărțit de toți străinii, versetul 2, au venit toți care au postit și împreună și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. De ce? Pentru că ei au realizat că trebuie să fie părăsire mai întâi și mai apoi părtășie. Părtășie în cuvânt. Capitolul 8 este doar din cuvânt. Apoi, vedeți cum au citat de la versetul 5, au citat până la versetul 37, numai din cuvânt. Pentru că trebuie neapărat când postesc să mă dedic lui Dumnezeu și să citesc din carte. Unii spun, dacă postesc, nu mai este necesar să citesc din Biblie. Este greșit. Pentru că știți cum gândesc unii? Ei spun, azi am făcut ceva religios pentru Dumnezeu și dacă am făcut postul acesta pentru Dumnezeu, Dumnezeu mă înțelege și nu mai îmi pretinde El că Dumnezeu care e bun să mai și citesc din Biblie. Este greșit. Întotdeauna când postim, ar trebui să ne alegem o zi în care să ne dedicăm lui Dumnezeu cu timpul nostru, să ne dedicăm lui Dumnezeu cu ochii noștri, să ne dedicăm lui Dumnezeu cu urechile noastre, să ne dedicăm lui Dumnezeu cu mâinile noastre, asta înseamnă milostenie. Da?
Întotdeauna spune cuvântul Domnului, Isaia, capitolul 58, nu mai citesc versetul, dacă vrei să fie primit postul tău, dezleagă lanțurile, sunt chiar lanțuri, sunt mai groase decât alea din Benciarul Neaiut sau din Gherlas, lanțuri, dezleagă lanțurile robiei, desnoadă legăturile pe care le ai greșite cu diavolul, cu planurile lui. Dă drumul celui asuprit în mintea ta, pe care îl ții sub papuc și întotdeauna când îl prinzi, lovești cu o vorbă, ți arăți că tu ești deasupra. Dezleagă. Tu trebuie să te debarasezi de lucrurile acestea, dar mai apoi trebuie să intri în părtășie cu sfinții. Împarte-ți pâinea cu cel flământ. Cheamă în casa ta pe cel ce n-are adăpost. Dacă vezi un om care n-are o haină, dă-i-o. Atunci lumina ta va răsări ca soarele și izbăvirea ta va încolți repede. De ce? Pentru că în timpul postului eu părăsesc anturajele și păcatele. Apoi eu intru într-o părtășie sfântă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sfinții lui Dumnezeu. Și mai apoi eu mie îmi propun să mă dăruiesc lui Dumnezeu cu tot ce am eu mai bun. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne la asta! Ar fi indicat ziua de post, recomand să fie o zi în care să fii deconectat de la lumea asta. Dacă ai o zi liberă pe săptămână, ar fi bine ca ziua aceea să fie o zi de post. O zi în care să citești din Biblie, o zi în care să te rogi într-un mod special, o zi în care să-i dai lui Dumnezeu, o zi în care întotdeauna, pe toată durata acelei zile, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să mă curăț spiritual. O mare observație și importantă. Nu cumva să creadă cineva că prin post se curăță de păcate. Singurul care curăță păcatele este sângele lui Iisus Hristos, amin? Este Domnul Iisus Hristos și crucea de la Golgota. Să nu cumva să creadă cineva că poate să spele păcatele printr-o zi de post. Nu! Printr-o zi de post intră într-o stare în care prin credință proclamă sângele lui Iisus Hristos peste viața lui sau ei. Și conectându-se numai la crucea lui Iisus Hristos și numai la voia lui Dumnezeu, se iartă păcatele prin credință. Amin? Să înțelegem foarte clar. Postul nu iartă păcatele. Înconjuratul bisericilor nu iartă păcatele. Singurul care iartă păcatele este Iisus Hristos, glorie numelui Său. Amin? Doamne ajută-ne! Noi ne pregătim prin post pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, în interferență cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și cu voia Lui. Doamne ajută-ne! Procedeele sunt acestea, sunt practice. Și ultimul gând pe care l-am amintit deja, dar acum îl spun mai accentuat, în al patrulea rând, planificarea postului. Deci nu e vorba doar de o panoramă, să vedem că e biblic, totul este biblic, alții care au postit și Noul Testament, ne spune cuvântul Domnului despre Apostolul Pavel, în capitolul 11, versetul 27, apoi în dese posturi, adesea în posturi. La fel spune în 2 Corinteni, capitolul 6, spune clar, versetul 5, a fost în primejdii de moarte, în posturi. Vedeți, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. În posturi. Asta înseamnă că și Noul Testamental este corect. Vă amintiți atunci când au fost aleși Saul pentru lucrarea lui Dumnezeu să meargă cu Evanghelia, să fie un evanghelist recunoscut de biserică? Ce s-a întâmplat? Pe când, spune cuvântul Domnului, fapte 13:2, pe când slujeam lui Dumnezeu și posteam. Unii cred că dacă slujesc în biserică nu mai trebuie să postească. Nu. Postul este pentru păstor, pentru prezbiter, pentru diacon, pentru cântăreț, pentru oricine din biserică. Amin? Pe când slujeam Domnului și posteam, Duhul Sfânt a zis. Observați maniera prin care Dumnezeu lucrează? Este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Doamne, lucrează pentru asta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem importanța postului. Postul trebuie să fie planificat. Fiecare dintre noi, biblic, ar fi bine să avem cel puțin o zi pe săptămână în care să știm, aceasta este ziua noastră de post. Cu o zi înainte ar trebui să fie anunțați copiii și copiii să știe. În ziua aceasta nu primiți sandwich la școală, pentru că este ziua familiei noastre de post. Tatăl, ca un bărbat responsabil, ar trebui să spună, soția mea dragă, noi mâine postim. De ce? Pentru cauzele noastre familiale, pentru smerirea noastră, pentru binecuvântarea familiei noastre, pentru viitorul bisericii și pentru toate celelalte cauze. Pentru că noi trebuie să înțelegem, noi ne debarasăm de la lumea aceasta și noi ne conectăm numai pentru voia lui Dumnezeu. Când toți de aici vom posti, atunci programele vor fi altfel. Când se va ști că în Biserica Betania cei 496 de membri, dacă nu s-au mulțit între timp, fiecare dintre ei, pe săptămână, odată, au o zi de post. Vă garantez că locurile acestea în scurt timp
ar fi pline. Pentru că Dumnezeu lucrează. Prin post și rugăciune Dumnezeu face minuni. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Dar pentru asta trebuie să am o viață disciplinată. Pentru asta trebuie să am o viață riguroasă. Trebuie să fiu foarte atent. Trebuie să fiu cu ochii în patru la toate lucrurile. Și când cineva îmi spune, am o problemă. Ar fi bine să fiu omul acela, să fiu femeia aceea, să fii sora aceea și fratele acela care să-i spui, uite-te, pentru problema aceasta, eu nu vorbesc cu nimeni. Dar îți promit că împreună cu soția mea și cu copiii mei, dacă pot ei, dacă o cauză este mai grea, atunci doar eu mă pun la juc pentru lucrarea lui Dumnezeu și te asigur că postim o zi. Uite-te, ziua următoare va fi o zi de post pentru tine. Vei spune, voi slăbi, vei fi slab din punct de vedere fizic. Nu e adevărat. Dumnezeu are grijă să se poarte, să se poarte trupul din biruință în biruință, prin post. Amin? Mă uit la un bătrân ca Pavel care postea. Un om care îi curgeau ochii. Un om care nu era important din punct de vedere material. Un om care era bolnav, bolnav, nu ca și noi, chiar bolnav. Și l-a zis, nu, adesea am posturi. Nu, nu contează medicamentul pe care trebuie să-l iau. Îl voi lua mai încolo, că Dumnezeu poate să facă minuni și să mă vindice în timpul postului, amin? A trebuit să ne revigorăm structura noastră asupra postului, pentru că este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu pentru noi, este modul prin care ne proșternem trupul și ne proiectăm sufletul în prezența lui Dumnezeu. El să ne ajute să facem așa, amin? Slăvit să fie Domnul! Mulțumim, frate Iucalei, pentru frumosul mesaj pe care l-a dus. Domnul să-l binecuvinteze. Haideți să continuăm să slujim Domnului cu o cântare, toată biserica. Pe frate, voi cu și soratele să ne rugați la o cântare. Da, nu aveți emoții, că slujim Domnului. Noi vă ajutăm. Așa? Corul bisericii, fratele Pavel Rusu, va continua să slujească Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Pentru bunătatea-ți mare.
ce minuni face în sub sânge al lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face în sub sânge.
Și voi
Slăvit să fie Domnul! Domnul care a revărsat binecuvântări, mă rog să reverse binecuvântări în continuare, în timpul care îl mai avem până la momentul despărțirii, timp de a fi împreună în casa Domnului. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce a stat la baza hotărârii dumneavoastră ca în dimineața aceasta să veniți la Betania? Ce v-a motivat? Spunea fratele Caleb din textul citit, Neemia capitolul 9, versetul 1, despre copiii lui Israel, care s-au adunat cu un scop, au luat hotărârea aceasta ca să țină un post. La un moment dat, Domnul Iisus, în călătorie pe pământ, mergea cu ucenicii și s-a întâlnit cu fariseii. Evanghelistul Marcu, în capitolul 7, la versetul 5, a notat întrebarea pusă de farisei Domnului Iisus. Pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor? Și Domnul le dă la versetul 8 un răspuns. Versetul începe așa: voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți altceva, o datină așezată de oameni, și enumeră acolo. Ce bine e să știm, sublinea și fratele Caleb, atunci când ne-am hotărât să postim, ce lucruri să părăsim și ce lucruri să nu le lăsăm, că trebuiesc făcute. Ultimul verset citit la serviciu în dimineața aceasta, versetul 39 din capitolul 10, se încheie așa: astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. E cuvântul care m-a provocat într-un fel să cuget asupra lui. Că multe lucruri, cum spuneam, ne învață Scriptura că trebuie să le părăsim. Dar foarte frumos sublinează și lucrurile pe care nu trebuie să le părăsim. La un moment dat, spunea Ieremia, capitolul 2, versetul 13, poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, căci m-au părăsit pe mine, spunea Dumnezeu, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Să nu părăsim pe Domnul. Să nu părăsim, dacă vreți, poruncile Domnului. Să nu părăsim calea cea dreaptă, ne scrie Petru. Vorbește despre oameni care au fost credincioși. Și spune așa în 2 Petru, capitolul 2, versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, care a iubit plata fără de legii. Să nu ne părăsim în crederea noastră, ne învață cuvântul Domnului, că se poate să o părăsim.
Evrei 10, capitolul, versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar în crederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Cartea Apocalipsei vorbea Domnul scriind îngerului bisericii din Efes, capitolul 2, versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ai părăsit dragostea din tâi. Și textul de astăzi, să nu părăsim casa Domnului. Cei ce au fost vineri seara la biserică aici, poate mai rețin versetul 10 pe care îl amintea un frate din psalmul 84. Căci mai mult face o zi în curțile casei Domnului decât o mie în altă parte. Îl credem? Să ne ajute Domnul. Știți cum se vede? Că vom fi prezenți. Și vineri seara, și marți seara, și duminică dimineața, și duminică seara. Și la sărbătoare anunțată din timp, și la una care nu e anunțată. Matei 18 cu 20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spunea Domnul, și eu sunt în mijlocul lor. Îl credem? Atunci vă întreb, mă întreb pe mine, eu de ce n-aș fi prezent la adunare? Noi așa avem motivele noastre. Sunt piedici, nu vorbesc despre asta. Dar măcar de multele binecuvântări și beneficii pe care le avem în casa Domnului, ar trebui să fim aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ca prim motiv, e acela că sunt în casa Domnului și nu în altă parte. Amintea fratele Pavel, dacă bine reamintesc, nu sunt pe internet rămânând acasă sau știu eu, la un alt grup undeva când e timp de adunare, sunt aici, în casa Domnului, pentru câteva motive. În primul rând, e o datorie să fiu în casa lui Dumnezeu. Nu am prea auzit, amin? În sfârșit, adevărul rămâne valabil. Evreii trebuiau să aducă jertfe, citiți vă rog cartea Leviticului, multe, și trebuiau să vină cu ele la cort, trebuiau să vie cu ele la templu, trebuiau apoi mai târziu să vină la sinagogă. Psalmul 122, unul dintre versete, spune așa David: acolo, la casa Domnului, se suie semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, au scop. Acolo vin semințiile Domnului ca să înalțe rugăciuni. Vin, e datoria lor după legea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a fost adus în templu de părinți, tot după lege. A venit la templu, adus. De multe ori invocăm cei ce au copii mai mici, ne fac greutăți să-i ducem la casa Domnului. Rămâne unul din părinți acasă. Păi acolo plâng și așa mai departe. Dar am întâlnit cazuri când plângeau copiii să fie duși la casa Domnului.
Și cineva spunea și remarca așa: mai bine duceți-i, chiar dacă plâng și deranjează uneori, că vine vremea când se inversează, veți plânge voi pentru copiii să vină la casa Domnului. Acum plâng ei. Ce bine-i să împlinim datoria să fim la casa Domnului. Când Domnul Iisus a coborât de pe muntele schimbării la față, un om s-a apropiat, avea fiul bolnav și i-a spus așa: uită-te cu îndurare la fiul meu. Am notat undeva versetul acesta, Luca capitolul 9, versetul 38. Uită-te cu îndurare, și Domnul s-a uitat la copilul acela. Dragii mei, se uită Dumnezeu și ne acordă îndurare în fiecare zi, în fiecare moment. În îndurarea Lui ne bucurăm de viață. Spunea Ezechia: oare n-ar trebui să fim prezenți, să nu părăsim casa Domnului, să fim prezenți, să nu părăsim adunarea noastră, să fim prezenți ca să lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim? Că cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela proslăvește pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! La casa Domnului, ca să ne împlinim datoria. La casa lui Dumnezeu, dragii mei, dacă vreți, timpul a trecut. Aș fi dorit să vorbesc despre adunarea noastră. Cineva îmi spunea și în altă parte: e tot adunare, îi drept, e casa Domnului. Și în altă parte, la grup de rugăciune sau altă strângere, e prezent Domnul și lucrează. Dar acela e grupul nostru și asta e adunarea noastră. Dacă mergem în altă parte, oare care-i scopul? Apropo, și eu m-am întrebat în dimineața aceasta: oare să vin numai că prin rânduială sunt în dimineața aceasta la slujbă? Sau trebuie să cânt o cântare sau să recit o poezie? Dragii mei, la casa Domnului primim adevărata plăcere în sufletele noastre. Ce se petrece în casa Domnului când sunt adunați frați împreună, nicăieri nu se mai petrece așa ceva. Ascultați, vă rog, Psalmul 84, versetul 1. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Cât de plăcute sunt! Continuă cuvântul Domnului: sufletul meu tânjește de dor după curțile casei Domnului. Inima și carnea strigă către Dumnezeu. Dragii mei, mai strigă inima noastră să venim la casa Domnului? Luca capitolul 2 vorbește despre un om, Simeon, a venit la casa Domnului. Știți cine l-a mânat? Simeon a venit la casa Domnului mânat de Duhul Sfânt. Auziți ce lucrează Duhul Sfânt printre alte multe lucrări? La ce ne motivează? Sau și la ce ne mai motivează? Ca să venim la casa Domnului, să fim prezenți în casa Domnului, să ne putem bucura. Psalmul 133, versetul 1. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună la casa Domnului. La casa Domnului, dragii mei, se împlinesc nevoile noastre, spirituale și poate și materiale uneori.
ca oameni, ca și credincioși, avem nevoie de sfat, avem nevoie de învățătură, avem nevoie de rugăciune, de vindecare, toate se petrec aici, în casa lui Dumnezeu. Nu vreau să spun că în altă parte nu se petrec. Când în odăiță ne rugăm, când ne unim doi sau trei sau un grup, nu vreau să spun asta. Și acolo lucrează Dumnezeu. David a spus, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dar David a cântat și în fața lui Saul și la cântarea lui a intervenit Dumnezeu și Duhul acela rău părăsea pe Saul. Lucrează Dumnezeu, dar când e adunare, e cel mai bine să fim la adunare și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, nu în ultimul rând, în casa Domnului se realizează adevărata părtășie. Părtășie cu Dumnezeu și părtășie unii cu alții. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Toți împreună în același loc. Ce lucrare! Ce binecuvântare că erau toți împreună în același loc. Să ne ajute Domnul! Părtași la slujbă. Și asta poate suntem când ne adunăm. Dar în casa Domnului suntem părtași la necazul fratelui nostru. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz, la răbdare, la împărăție, dar întâi părtaș la necaz, părtaș la răbdare. Aici, în casa Domnului, dragii mei, se realizează lucrurile acestea. De aceea aș dori să ne binecuvinteze Dumnezeu să învingem piedecile și să fim la casa Domnului, să nu părăsim, să nu lăsăm. Ori de câte ori ne adunăm, Domnul este prezent. Când ne adunăm în numele Lui, să facem totul să fim și noi prezenți, că Dumnezeu dă binecuvântări. Efeseni, capitolul 4, versetul 16 și închei. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Aici, în casa Domnului, din El, din Domnul, noi toți împreună, prin ceea ce aducem înaintea Domnului, o cântare, o poezie, o vedenie, o lucrare, o descoperire, se zidește biserica, crește, dragii mei, și Domnul lucrează, mărit să fie numele Domnului. De aceea să ne silim în ce depinde de noi, să fim la casa lui Dumnezeu, indiferent de zi. Așa cum e rânduit să fim în biserica noastră, e foarte interesant un lucru. După ce apostolul scrie în cartea Evreilor, la capitolul 10, versetul 24, are îndemnul acesta să nu părăsim adunarea noastră, la versetul 25,
cum au unii obicei, versetul următor spune așa, 26, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Nu interesant, m-am gândit, să lipsesc cu voia de la casa Domnului, să părăsesc, că asta înseamnă a părăsi, o fac în mod conștient, adică știu ce fac, să părăsesc casa Domnului pentru alte scopuri. Ce ziceți? Unde am putea să punem? La ce fel de păcat am putea încadra? Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, cugetând la adevărul lui Dumnezeu, să fim înaintea Domnului, indiferent în ce loc, dar când e adunare în casa Domnului, să fim prezenți. Doamne ajută-ne, amin. Mulțumim fratelui Pavel pentru frumosul mesaj pe care l-a dus de îmbărbătare, de zidire și de provocare, ca nu cumva să părăsim adunarea noastră. Mereu, mereu spunem aceasta și frații, lucrători și slujitorii, evangheliștii, spun mereu să nu părăsim adunarea noastră. Care e adunarea noastră? Aceasta, nu? Aici este trecut ca membru, în evidențele bisericii, în registrul bisericii și Domnul aici te caută. Dumnezeu ne caută aici. Păi stai că am fost și duminica trecută am fost din cod, duminica trecută am fost din cealaltă parte, duminica trecută în altă parte, în juie în altă parte, în masă în altă parte. Nu, Dumnezeu te caută în biserica aceasta. Pentru că aici ai încheiat legământ cu Domnul, aici te-ai trecut în registrul bisericii și Biblia spune să nu părăsim adunarea. Dacă spune Biblia, nu o spunem noi. Dumnezeu să ne dea putere și să ne rugăm și să chiar să postim înaintea Domnului. Doamne, nu mă poți duce la biserica noastră, nu-mi place cum se predică acolo, nu-mi place cum se cântă acolo, nu-mi place că nu-i ca și în altă biserică, nu-mi place. Să postim aceasta ca Dumnezeu să pună noi o dragoste de biserica noastră. Posteau părinții în vremea lui Nehemia și spuneau și lua și promisiuni, spuneau, am hotărât să nu ne dăm fetele noastre după poporile țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Au zis, ce post? Posteau părinții pentru copii și ziceau, Doamne, hotărâm, dacă va veni un băiat și va cere fata noastră, noi părinții spuneam, nici nu vrem să auzim așa ceva. Fata noastră este pocăită, fata noastră este credincioasă, fata noastră cântă în corul bisericii, tu ești nepocăit. Fata noastră nu o dăm. Și înaintea Domnului am luat hotărârea aceasta, nu înaintea unei biserici. Spune că am făgăduit. Am zis, Doamne, copiii noștri nu-i dăm să meargă, nu-i lăsăm. Deci noi astăzi trebuie să facem, să luptăm în rugăciune, în post. Sunt părinți care postesc ani de zile pentru copiii lor. Și la fel, copiii care postesc pentru părinții lor. Doamne, dă-ne putere ca casele noastre, copiii noștri să fie în casa Domnului. Și aici poți să zici o fată, un băiat din casa Domnului. Adică din cei care sunt, au încheiat legământ cu Domnul, au nașterea din nou, Dumnezeu să ne dea putere. Mi-amintesc că o mamă a postit 20 ceva de ani pentru o tânără. Ca nu cumva vrăjmașul. Și vrăjmașul Sihem este în biserică. Așa cum s-a atacat pe Dina, fata lui Iacob. Deci este și caută în lume. Sihem înseamnă lumea. Dar vine și în biserică câteodată și încearcă să ia o tânără, un tânăr frumos, inteligent, curat. Dar spune Biblia, noi părinții am hotărât înaintea Domnului să nu ne dăm fetele după cei necredincioși. Și uite că posteau pentru aceasta și este bine să postim pentru aceasta ca Dumnezeu să ne lăse ca cei din lume să ne ia copiii noștri. Nu ne lăsa, Doamne, o tânără care cânta în corul bisericii. Auzeam că e o tânără din lume, nu știu, mă rog, nu-mi place, nu mă bucur aceasta. Aș vrea ca tinerii noștri care slujesc să slujească înaintea Domnului, părinții în poștă, în rugăciune pentru copii, pentru tineretul bisericii, ca Domnul să-i întoarcă înapoi. Domnul are în vedere fiii risipitori și mai ales când sunt copiii fraților. Biserica trebuie să roage pentru părinții aceștia care au copii, care oricât s-ar lupta părinții, luptă în poștă și în rugăciune, dar sunt copii care deocamdată n-ascultă. Dumnezeu îi are în vedere ca să se ducă în casa Domnului și cred aceasta din toată inima că Dumnezeu îi va aduce și va întregi familiile bisericii.
Ne ridicăm în picioare și vrem să mulțumim Domnului pentru această frumoasă dimineață, pentru sfatul pe care v-ați adus, pentru postul pe care s-a vorbit Frate Caleb, pentru a fi prezenți în biserică și marța, și joia, și vinerea, și duminica, și a vrut fratele Pavel. Dumnezeu să îi binecuvinteze pentru aceasta, pentru că ne-au încurajat și ne-au îmbărbătat și ne-au sfătuit. Noi ne rugăm ca întreaga biserică să stăm înaintea Domnului și după masa aceasta ne rugăm pentru seara de evanghelizare, ca Dumnezeu să ne dea propășire și biruință. Cu toții intrăm în rugăciune, iar în final fratele Nero Resteu va continua să mulțumească Domnului și ne va încredința în brațul Domnului la pe care spre casele noastre. Amin. Slavă ție! Dimineață, Doamne, iată-ne la sfârșitul unui serviciu, Doamne, în care Te-am văzut la lucru. Îți mulțumim, Doamne, că avem acest har și de ce ne place să venim la Tine, Doamne, este pentru că aici găsim mângâiere. Ne place să venim la Tine, că aici găsim mântuire, Doamne. Ne place să venim la Tine, că aici găsim putere, Doamne. Ne place să venim la Tine pentru că Tu-ți cercetezi poporul, Doamne. Ne place să venim la Tine, Doamne, pentru că Tu faci în acest loc o scăldătoare. Ne place să venim la Tine, Doamne, pentru că atunci când ne rugăm Ție, Doamne, și Ți-aducem necazurile noastre, Tu ne asculți și ne răspunzi, Doamne. Ne place să venim la Tine să-Ți mulțumim, Doamne, că ești cu noi în fiecare zi. Să-Ți mulțumim că ne dai pâinea cea de toate zilele, Doamne. Să-Ți mulțumim că ești o crotire peste casele noastre, Doamne. Să-Ți mulțumim că ești binecuvântare peste casele noastre, Doamne. Peste copiii noștri, peste lucrul mâinilor noastre, Doamne, îți mulțumim. Doamne, Te rugăm, rămâi pe mai departe cu noi, de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă rugăm să le ocupați lucrurile pentru câteva momente. Vreau să mulțumesc mai întâi Domnului pentru dimineața aceasta, pentru harul binecuvântat, pentru tot ceea ce Duhul Sfânt ne-a dăruit, slăvim numele Lui. Păi, frații care au slujit, care v-ați rugat, care ați cântat, toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. După masă avem seara de evanghelizare, continuăm cu serii de evanghelizare, avem frați invitați, frați păstori din județul Bistrița, probabil avem și cu cântăriți, dar biserica trebuie să fie, e o datorie, bine, fratele Pavel, trebuie să fie aici. Și cu prieteni, dacă puteți, mai invitați și prieteni ca să vină la casa Domnului. Fratele Caleb și care însoțit de mai mulți tineri, mi-a trimis un bilet și ca să anunțăm biserica, în data de 15 aprilie, adică vine marți, în săptămâna mare, biserica noastră și mai cu seamă tinerii, dar nu numai tinerii, au hotărât ca să facă o sărbătoare frumoasă în biserică sau un eveniment evanghelistic, corul bisericii Vestea Bună din Domeșteni și corul bisericii noastre se vor uni împreună și vor cânta spre slava Domnului, însoțit de orchestră sau de un grup de cântăreți care vor fi de la conservatori cu instrumente, de la conservator cu instrumente și o va veni un frate slujitor, predicator Iosif Bercea din Alești, la Oradea. Așa. Deci asta va fi în data de 15 aprilie, într-o marță seara. Va fi și la noi, marțea și preamiesă vinerea, va fi în Someșeni. Frații, tinerii bisericii sunt aici
vor umbla și vor căuta și vor se urge cu pliante pe la, prin vecini, prin oraș, și vor da pliante și vor scrie acolo despre evenimentul care se va desfășura în 15 aprilie. Sigur că costă un bani pliantele și, mă rog, mai multe lucruri. Spunea frații că dacă cineva vrea să ajute acest proiect, să ia legătura cu fratele Andrei Dunca. Fratele Andrei Dunca, care se ocupă și cu fratele Calip și tinerii bisericii, se ocupă de acest proiect, dar mai ales fratele Andrei Dunca, care cu el trebuie să luați legătura dacă cineva vrea să sponsorizeze, pentru că e nevoie și de ceva bani, am înțeles, în această lucrare frumoasă. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să le dea izbăvire. Am discutat și în comitetul bisericii acest program și a fost de acord și biserica și comitetul. Cred că în data de 15 aprilie va fi o seară binecuvântată. Biserica va fi arhiplină, mulți tineri din oraș și prieteni vor fi aici și va cânta cele două coruri și fratele Iosif Bercea din Oradea va sluji Domnului. Și noi cu toții îi susținem în rugăciune și vom cânta cu ei și ne vom ruga cu ei. Până atunci să postim și pentru acest eveniment care va fi în 15 aprilie. Vom mai reveni cu acest anunț, dar spunea frații să anunț din timp, pentru că e bine dacă cineva are pe inimă să sponsorizeze sau dea un ban pentru a se desfășura această lucrare cu pliante și înregistrări și mai multe lucruri. Dumnezeu să le dea biruință. Ne rugăm pentru cei care stau în spătură și la dispoziția Domnului pentru această lucrare. Domnul să-i binecuvinteze. Acum binecuvântați-vă în numele Domnului, dați mână de binecuvântare și după masă din nou ne întâlnim la casa Domnului, începând de la orele 18, la seara de evangelizare. Amin.